Domnul să ne binecuvinteze, fraților, aș vrea ca să întreb dacă în timpul rugăciunii s-a arătat o vedenie, dacă a fost o științare pentru popor sau pentru vreunul dintre noi. A venit în științarii de partea Domnului și Domnul a spus așa: cei ce nu își va deschide inima, vor pleca cu inima mai împietrită decât au venit. Domnul a spus să ne deschidem inimile, să-L primim pe El, dar dacă nu își deschide inima, vor pleca mai rău decât au venit. Dumnezeu să ne ajute să stăm la îndemâna Lui. Scuțării care sunt cu inima deschisă mereu la Domnul. Dumnezeu să ne ajute să stăm la dispoziția Lui și să facem voia Lui. Amin. Dacă mai fost o științare, aș vrea să întreb dacă în seara aceasta sunt copii la binecuvântare. Este cineva aici care a venit cu copii pentru binecuvântare? Să vedeți o mână dacă este cineva aici care vrea să binecuvinteze copilul, ca să știm cum să o rânduim. Nu este nimeni. Domnul să binecuvinteze pe copilașii noștri, înseamnă că toți sunt binecuvântați. Slăviți să fie Domnul. Aș vrea ca mai departe, să lăudăm pe Dumnezeu. În timpul cinei, înainte și după cină, se cântau psalmi. Domnul Iisus împreună cu ucenicii cântau. Și așa ar trebui să facem și noi, să lăudăm pe Dumnezeu. Nu doar cei care au voci să laude pe Dumnezeu, ci toată biserica. Și aș vrea ca să lăudăm pe Dumnezeu toată biserica. Mai departe, doresc ca frații din cor să laude pe Dumnezeu cu o cântare. Apoi, sora Rebecca are și ea o cântare. Și am înțeles că o fată, Sofia, are cântare, Sofia? Nu are, e rușine. Data viitoare, Dumnezeu să o binecuvinteze. După aceste două cântări, îl rog pe fratele Neunicoară să ne dea următorul îndemn de rugăciune. Vom face rugăciunea pentru bolnavi, rugăciunea pentru cereri, pentru diferite cauze și ne pregătim inimile pentru, în această seară, pentru un mic studiu biblic cu privire la cina Domnului, pentru că am observat că foarte mulți oameni nu înțeleg că cina Domnului este ceva ce ar trebui să ne împărtășim de fiecare dată. Și nu prea se ia în serios lucrul acesta de un foarte mare număr de oameni, dar nu știu de ce. Și am observat că timpul pentru explicarea Cuvântului Dumnezeu este foarte mic, de aceea am hotărât în această seară lucrul acesta. O să mai facem o rugăciune în timpul rugăciunilor, o oră de rugăciune, și după aceea o să ne mai rugăm Domnului Dumnezeu să ne binecuvinteze. După aceste două cântări, fratele Nelu Nicoară ne va da un demn de rugăciune pentru diferite cauze ale bisericii. Amin. Cristo, ești Domnul.
Biruitorii vor fi sus, în veșnicie.
Eu asta îmi doresc.
să nu ducem lipsă de nimic, dar tu mai înveți că pe pământul acesta nu suntem scutiți de încercări, nu suntem scutiți de... Uneori, credința noastră e pusă la încercare. Uneori, și nu suntem... Lupta... Suntem într-un război și într-o luptă pentru a ne apăra credința, pentru a ajunge la destinație. Și aș vrea să vă întreb cum stăm cu rugăciunea, cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este mijlocul de comunicare cu Dumnezeu. Și m-am întrebat, în scurte cuvinte, m-am întrebat, omul ăsta lui Dumnezeu, Daniel, dacă nu se ruga, spune Biblia că omul ăsta se ruga în fiecare zi, câte trei rugăciuni, atunci când el era bine, era bine, pentru că era, știi, istoria, nu vreau să mă adâncesc așa, dar nu are așa. Ce făcea dacă nu se ruga de trei ori pe zi? Atunci când a venit încercarea, atunci când a venit, când s-a dat acea lege, el a continuat să se roage, să laude pe singurul Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, cum stai? Dacă astăzi ești bine, dacă astăzi nu ești în încercare, nu uita că trebuie să te rogi în continuare. Nu uita că trebuie să ne rugăm în continuare, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. În capitolul 10 de la Daniel, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune, Daniel, prea iubitule, încă din prima zi ți-am ascultat rugăciunea, dar am fost împiedicat să-ți aduc răspunsul la rugăciune. A durat 21 de zile pentru că m-am luptat cu anumite căpetării să ajung la tine și mi-a venit în ajutor cea mai bună căpeteria lui Mihail de m-a ajutat, de ți-am adus rugăciunea, ți-am adus răspuns la rugăciune. Aș vrea să te îndemn în seara aceasta, pe tine și pe mine, pe noi care în seara aceasta suntem adunați în prezența Domnului. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu te răspuns la rugăciune. Poate aștepți de multă vreme. Poate aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă. Să nu credeți că mâna Domnului e scurtă. Nu știu de ce vine cuvintele astea. Nu mâna Domnului e scurtă, nici urechea lui e tare să ne asculte rugăciunea. Și ar mai fi anumite conjuncturi, anumiți factori care împiedică rugăciunea. Sunt uneori păcatele nemărturisite. Hai să ne ridicăm în picioare că nu e timp. Și aș vrea să vă încurajez. Domnul ascultă rugăciunea. Tu care ai probleme, tu care aștepți un răspuns, tu care te rogi de multe vreme, spunea Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, veniți și aruncați asupra mea poverile voastre, dorințele, încercările. Dacă e cineva care vrea să ne rugăm în mod special, ridicați o mână. Dacă vrei, poți să vii în față. Suntem aici să ne rugăm unii pentru alții. Avem frați aici, ne rugăm cu toții și Domnul dă răspuns din cer. Domnul dă miluința. Domnul deschide uși de binecuvântări. Domnul se poate atinge de stomac. Domnul se poate atinge de cancer. Domnul poate să te la celor tineri, Domnul poate să schimbe anumite direcții. Îndrăzniți, spunea Domnul Iisus, că eu am miluit lumea. Vrem să intrăm în rugăciune printr-o ridicare.
ridicare de mână, Domnule, aici să iei o povere. Ne rugăm pentru un frate de-a lui Răzvan, ne rugăm pentru un Bolfinci, pentru fratele Vasile, încă este în apărate. Am vorbit zilele astea cu Jacqueline. Ultimul tratament, poate ultima rugăciunea ta. Spune Iacov că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Tu ești omniprihănit al lui Dumnezeu. Aleluia! Hai să ne rugăm. Da, Doamne, stăm înaintea ta, Prințul Cerului, Prințul Cerului.